Iar îngerul răspunzând a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați, nu este aici, a înviat precum a zis, veniți, vedeți locul unde a zăcut. Veniți să vedeți locul unde a fost înmormântată durerea, tristețea, suferința. Veniți să vedeți mormântul în care Dumnezeu însuși a pus toate greutățile noastre. E un mormânt gol. E un mormânt plin de lumină. E un mormânt înconjurat de viață. În săptămâna mare, Dumnezeu însuși a luat asupra Lui suferințele noastre. Sigur că poate ne este greu să simțim lucrul acesta. Dar să ne dăm voie, în zilele acestea ale învierii, să primim din bucuria pe care Hristos ne-o dăruiește. O bucurie care are un preț foarte mare. E prețul vieții noastre, e prețul încercărilor noastre. Nu e suficient să ne uităm la suferințele Lui. E foarte ușor să simțim că și noi suferim și că Domnul Isus Hristos a suferit cu 2000 de ani în urmă, a stat trei ore pe cruce, însă noi stăm o viață în încercări, în dureri și în probleme. Însă tocmai greutățile noastre, crucile noastre au adus această putere a învierii care de 2000 de ani luminează întreaga lume. În învierea lui Hristos e ascunsă munca dumneavoastră, e ascunsă viața dumneavoastră, gândurile, speranțele, încercările, căutările, fie că vă dați seama, fie că nu vă dați seama, toate acestea sunt cuprinse în înviere, de aceea meritați învierea. Domnul Isus Hristos este fratele nostru mai mare, este Dumnezeu care se face frate cu noi. Avem în Fecioara Maria o mamă și avem în Dumnezeu Tatăl pe Tatăl nostru. Tatăl nostru și Tatăl Domnului Hristos. De aceea, jerfa Lui cuprinde toate frământările noastre, cuprinde viețile noastre, vieți pe care în lumina Învierii le primim înapoi înnoite. Bine, Părinte, dar parcă nu simțim suficient de mult această lumină a Învierii. Aceasta este, aceasta este urarea mea, dorința mea pentru dumneavoastră ca această înviere repetată, an de an, pe care o trăim încă din copilărie, să aducă bucurie, să aducă speranță, să aducă încredere în inimile noastre, în părțile acelea din inimile noastre care sunt împietrite. Acolo unde încă nu este speranță, acolo încă unde este încă teamă și durere, lumina lui Hristos să strălucească tuturor. Vă doresc Paști îmbelung, îmbelșugat, cu multă bucurie, cu mult har, cu multă binecuvântare. Pe cei care doriți, vă aștept la Biserica Greco-Catolică, la Biserica Română Unită cu Roma din Dumbrăvița, pe strada Perlei numărul 1, la înviere de la ora 9.30 seara, 21.30, Sâmbătă noaptea, pentru a-l căuta împreună pe cel ce rămâne și este mereu cu noi. Hristos a înviat sărbător binecuvântat.